Am găsit la Roma, pe lângă Piața del Popolo, Piața Poporului, niște plăcuțe pe care scrie numele a 5 persoane care au trăit aici până în 43 și după aceea au fost deportate la Auschwitz și omorâte în 44 pentru că erau italieni evrei. Exact. Și pentru că în Italia era un regim fascist, chiar așa și se numește fascist, de la fascile lui Benito Mussolini, că celălalt din Germania nazi, cum era, național-socialistă, acela regim se numea nazist. Dar ăsta din Italia se numea fascist și a apărut chiar cu vreo 10 ani înainte lui Hitler. Da. Benito Mussolini îmi pare că din 23 e la putere. Exact. Ei bine, și oamenii au avut de suferit încă peste 10 ani, pentru că Hitler cu Mussolini și-au dat mâna împotriva evreilor, împotriva gheilor, împotriva romilor în țările românești sau Ungaria, se pare că din alte țări ocupate au deportat și au omorât evrei. Romi, ghei sau pe motive ideologice, că erau bolșevici sau nu știu ce. Ce părere ai despre ideea de a marca cumva memoria oamenilor care au avut suferit? Ne găsim aici, cum ați văzut aici pe jos, sunt 5 plăcuțe, 5 persoane omorâte. Mai mult femei văd că erau, bărbații poate că erau implicați pe front, pe undeva, cine știe, sau fugiți, erau rămas femeile. Sigur. Eu văd că Republica Moldova trebuie să fie mai prezentă, cum spune. Mai interesată de istorie, de greșelile trecutului. Exact, să fie mai interesată de greșelile care au fost făcute. Trebuie să fie mai interesată să vorbească deschis despre evrei, despre gay, despre... Acum văd că vorbesc despre evrei, el critică pe Șor și se manifestă tot antisemit și dau vina pentru faptele infractorului Șor pe toată nația evreiască. Sau vorbesc despre gay și numai de rău, reprobabil, cum îi învață Dodon sau Cibric sau niște preoți obsedați de homosexualitate. Dar nu-i bine să vorbești în termeni ăștia despre niște chestii sensibile. Foarte grav. E foarte grav să generalizăm, să vorbim și să facem așa toți, să-i numim pe toți. Vinovată nația întreagă sau categorie socială întreagă pentru faptele unor indivizi. Că poate există și homosexuali, criminali sau temiri ce au mai făcut. Poate și evrei au fost infractori, dar nu e vinovată toată nația evreiască pentru faptele lui Șor, de exemplu, sau pentru alți infractori care au fost evrei. Deci trebuie să avem mai mult respect versus persoanele care sunt, poate nu sunt ca noi. Trebuie să avem respect și nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat ani în urmă și trebuie să vorbim cu copiii noștri, trebuie să vorbim în societate despre ce s-a întâmplat și cum să facem să nu se întâmple lucrurile. Să nu se repete. Dar uite că se întâmplă chiar în zilele noastre. Azi aici, în Piața del Popolo, a fost un meeting politic organizat de un partid de la guvernare. Cum se numește? Cinque Stelle? Sau Lega. Cum? Lega Nord? Lega. Salvini Premier. Și ei sunt împreună cu Cinque Stelle. Cinque Stelle e un partid populist și au făcut... Da, au câștigat alegerile. Da, Cinque Stelle încă nu știe dacă stă în dreapta sau în stânga. Ei sunt oportuniști de ocazie, da. Bravo, exact. Cu toți stau. E bine, dar Liga Nordului, care e clar anti-migranți, anti-musulmani, anti-homosexuali, anti-avort și tot așa, au făcut azi meeting aici în Piața Poporului. Și ce-i mai deranjează? Dacă ești la guvernare, deja pe cine mai dau vina? Dau vina, continuu să dau vina pe imigranți. Migranți. Italia trăiește greu din cauza migranților. Exact. Dau, spun la italieni că noi suntem, spun la italieni să aibă paura. Frică de... Să aibă frică de noi. De migranți. Te consideri tu migrant, că vii din est. Dar ei probabil îți gândesc mai degrabă la migranții din sud, din Africa, sau din țări arabe. Sigur. Sau să gândesc și la romii din România, de exemplu, sau la polonezi și la ruși. Dacă ai pielea albă, nu-i deranjează mult. Deocamdată. Dar amintește-ți, Hitler trebuia să te caute dacă ești și arian, nu numai pielea albă să ai. Exact. Dar acum, dacă ești rom sau dacă ai pielea... Mai întunicată o leacă. Trebuie să avem paura. Frică, da. Noi,
și trebuie să te întorci acasă la tine, pentru că Italia nu e pentru tine. Da, Italia e pentru latini, care latini au cucerit toată lumea și au apărut peste tot în mileniile trecute. Acum... Dar multe persoane, eu sper că vor deschide ochii. Deocamdată, iată, n-au deschis ochii și i-au adus la guvernare. Asta sperăm să nu se întâmple degradarea situației politice, asta cum s-a întâmplat la începutul secolului trecut, cu fascismul și cu nazismul. Sperăm să nu să devină mai... Mai rău decât este acum. Da. Mulțumesc și eu, Nicolae, pentru comunicare. Mulțumesc.